omul tot timpul el nu reușește să urce, așa, el merge cumva pe, tot timpul pe orizontală. Omul are tendința să meargă pe orizontală, caută soluțiile care sunt imediat apropiere. Și de obicei, tendința noastră este să căutăm soluția cea mai comodă. Și chiar ne bucurăm că am găsit-o chiar la îndemână. Și Dumnezeu tot timpul încearcă să ne urce sus. Și de asta, urcând, curba aceasta tot se urcă spre cer. Dar ca să facă lucrul ăsta, pe linia noastră orizontală, el pune una verticală, care e cușul, și asta e crucea. Asta e taina crucii cu care călătorim în post și așa Domnul cumva nu strică, dar vine să spun strică planurile noastre. Și cum îți face lucrul ăsta? Noi facem planuri și Dumnezeu de-abia așteaptă să le... Și era un Sfânt Părinte care spunea: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai stricat planurile. El așa se bucura și spunea: Doamne, îți mulțumesc din suflet că mi-ai stricat planurile. Că unii mergeam eu cu planurile mele, când se uita la ele și când vedea de unde am pornit și unde am ajuns, își dădea seama că Dumnezeu are o viziune care este incomparabil mai adâncă decât cea pe care o avem noi. Și Dumnezeu vede și sfârșitul, nu doar începutul. Și asta e minunat la Dumnezeu, că atunci când nu există nicio scăpare, El totuși vine cu situațiile și cu soluțiile tocmai la problemele imposibile. Și de asta trebuie să avem curajul să-i cerem lui Dumnezeu în viață imposibilul.